Haț la telejurnal. Mi-a picat ochii și mi-a picat și toată fața pe o știre halucinogenă. Fiți atenți! Un hoț de buzunare a fost prins de poliție când fura în autobuz portofelul la o femeie. I-au dat drumul și a doua zi zbang a fost prins când fura în tramvai un telefon. I-au dat drumul și imediat a treia zi, haț, iar l-au prins, l-a furat în tramvai. Bă, ești nebun? Cum să te prindă 3 zile consecutiv la furat în RATB-ul? Nu vă mai spun cum îl cheamă pe domn. Ion Gâscă. Pe bune, nu glumex. Ce minte de gâscă să ai, băi, gâscă? Vă dați seama că acest hoț este înainte de toate mai ușor cu duhul. Clerele și hoții profesioniști a plecat în Germania sau Anglia. Exact ca Cioran, Eliade sau Chiricheș. Și hoții vrea ca să se realizeze profesional mai bine în Occident. Și eu mai fur, dar pentru țară. Adică fur bere și vin din Carrefour. Nu mai zic că am o gagică Dilie care e manechină de modă și face vlog pe Instagram cu haine și prezervative cu sute manual, care m-a luat la rafinament și șmecherie. Nu fură bere sau vin, ci doar apă plată Aqua Carpatica. Că e fată fină, fură doar șampanie franțuzească și apă Carpatica, care o servește cu lămâie ca să slăbească. În fine, dar cum să fur din buzunare în autobuz ca băiețașul ăsta, care a luat cea mai tare pedeapsă din lume? 3 ani de pârnaie, plus că nu mai are voie alți 3 ani după ce se liberează să urce în mijloacele de transport. Fără glumă, uitați aici! Ca cum ar fi un ordin de restricție. Ce păcat! Tocmai acum când comandase Madame Vrâncioaia Firea autobuzele alea scumpe la care se spune că s-a aranjat licitația. Păi și nea gâscă ăsta cu ce mai merge? Unde mai își câștigă pâinea? O să ajungă să ne dea în cap? Mai bine lăsau în troleibuze că așa intră nebunul în casă și mai te și sinucide cu sânge rece pentru 10 lei. Deci dacă cu autobuzul nu mai are voie să meargă, atunci ce face? Se upgradează? Trece la Uber, o să fure din Uber la comandă. Șmecherie, tată, next level. Uite că la asta nu m-am gândit mai dinainte. Fenomenul furatului de mijloace de transport cred că este atât de răspândit că reprezintă un 5% din PIB. Mă mir că nu s-a trezit al de Dragnea și Fudose ca să-l impoziteze și să-l accizeze sau să-i pună split TVA. Sau să vină guvernul cu o taxă de solidaritate. Adică hoții din solidaritate să dea 2% pentru hoțul numărul 1, care este statul. Furtul din troleibuze poate fi cea mai importantă ramură care să duduie economia românească cu ea în frunte. Ca să treacă în viitor, hoții poate să promită că începând cu 2025 vor să fure numai din autobuze electrice, nu cu motoare diesel, ca să protejeze mediul ecologic. Dar până atunci, voi vă dați seama că ăștia numai ce au eliberat mii și mii de deținuți din închisori, care să umble pe la telefon cu tot cu pantalonii noștri și cu ceasul cu tot de la mână? Acum dați și legea furatului în transportul în comun. Cei mai favorizați aici sunt cetățenii din drumul Taberei, cărora li s-a promis de 3.000 de ani metrou și nu o să-l aibă nici în 2.000 de ani. Deci, un loc mai puțin de furat. Cred că de asta o și lălăie Firea cu metrou din drumul Taberei ca să ferească cetățenii de hoți. Brava, like-uri și prietenie la tot internetul!